Cei 14 înotători hunedoreni pregătiți de profesorii Anca Băjan și Dan Ardelean au cucerit în total 32 de medalii, 11 de aur, 13 de argint și 8 de bronz. Performanțe cu care Clubul Sportiv Școlar Hunedoara s-a clasat pe locul 6 într-un clasament pe echipe care a cuprins 27 de cluburi din 7 țări, respectiv Serbia, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Bosnia, Herțegovina, Slovenia și România. Vedeta delegației hunedorene a fost înotătorul de 18 ani Alexandru Ancuța, care a câștigat 4 medalii, 3 de aur în probele de 200 metri mixt, 100 de metri spate și 100 de metri liber și una de bronz la 50 de metri spate. Rezultate notabile au obținut și Denisa Iluca, care a sosit prima în probele de 100 de metri spate și 100 metri liber și pe locul al doilea în cursele de 50 și 100 de metri bras, dar și Alexandru Bădeață, care s-a clasat pe locul întâi la 200 de metri mixt, 50 de metri fluture și 100 de metri bras și pe poziția secundă la 200 de metri bras. Au mai avut evoluții răsplătite cu medalii și sportivii Cristian Rizan, Adelina Buzdugan, Andra Mălina, Ancuța Păiuș și Viviana Iluca, Andora Cârjă, Raul Bădărău, Norbert Maier și Raluca Mera. Următoarea competiție la care vor participa înotătorii de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara este Campionatul Național în bazin scurt de 25 de metri, care va avea loc luna viitoare în perioada 8-11 noiembrie la bazinul de înot de la Hunedoara. Da, eu am 3 sportivi în acest concurs, 2 băieți, Ancuța, Alexandru, Rizan, Cristian și o fată, Buzdugan, Adelina. Ceilalți juniori, 2, nu au drept de participare, doar juniorii mari. Sperăm să obținem medalii, am ca obiectiv 4 medalii pentru acest concurs. Sper să nu ne facem de rușine, la fel ca și anul trecut, să facem orașul mândri de noi. Până atunci, înotătorii hunedoreni trag tare la antrenamente zi de zi la bazinul de înot de la Hunedoara.